Salut, deci bine ai venit sau revenit pe canal, iar în acest video hai să vorbim despre cum poți să-ți crești averea pe pilot automat, adică destul de ușor. Și în primul rând o să începem cu o scurtă definiție, ce este averea. Ei bine, un mod simplu în care te poți gândi la active este valoarea lucrurilor pe care le deții. Însă, cuvântul activ sau chiar și lucruri este destul de vag, așa că până la urmă ne putem gândi la obiectele pe care le deținem și o să spun imediat de ce acestea pot fi și active, dar în același timp și pasive. Pasive sunt practic lucruri care ne iau bani din buzunar, precum subscripția Netflix pe care poate nu o folosești. Însă, de exemplu, există o zonă destul de gri aici, pentru că până la urmă chiar și această plantă falsă este un activ. Adică are o valoare, pot să vând acest obiect și să iau niște bani, doar că cel mai probabil nu se va întâmpla. Și e adevărat că atunci când te gândești la active, poți să te gândești la valoarea casei, valoarea mașinii, din simplu motiv că, deși acestea nu îți aduc bani, au o valoare și ai putea să vinzi acea mașină, ai putea să vinzi acea casă. Și dacă ne uităm, de exemplu, în Statele Unite, există foarte mulți milionari pe hârtie pentru că valoarea casei a ajuns să fie la $1,000,000 sau peste. Însă, uite-te în România. Avem una din cele mai mari rate de deținere ale unui imobil și noi ca și cum trăim în una din cele mai bune locații din lume. Deci, putem să ne uităm la casă ca la un activ, dar dacă stai în ea și nu-ți aduce nimic, atunci nu este chiar unul din cele mai bune active. Așa că hai să vorbim despre activele care chiar ne interesează și o să intrăm imediat aici de pe tabletă ca să ne uităm la cum să ne creștem averea într-un mod sistematic. Pentru că până la urmă, dacă ne uităm la noi de la an la an, este clar că este aproape imposibil ca averea noastră să scadă, cu singura excepție fiind dacă valoarea activelor o să scadă. Însă, în general, activele bune tind să crească. Așa că o să ne uităm la activele ceva mai populare, care sunt practic valabile pentru toată lumea, pentru că putem să investim începând chiar de la 1 euro, 1 dolar, 1 ron. Dar dacă ești pe acest canal, hai să mai adăugăm niște zerouri. Însă, ca să simplificăm, atunci când vorbim de active, vorbim în principal de două componente, valoarea activelor, precum acțiuni, poate criptomonede, dar doi la mână o să ne uităm și la venitul pasiv, pentru că deși ai putea să vinzi o parte din active, știm că există și această strategie pe care ideal profităm de a primi și un venit pasiv, în acest caz dividende. Așa că pentru a nu pierde prea mult timp și a trece aici de pe tabletă ca să ne uităm la acest proces și cum putem eventual să îl eficientizăm ca să ne creștem averea chiar și mai repede. Dacă nu ai lăsat un like din primele secunde acestui video, poți face în acest moment, ajută canalul, ajută ca un număr cât mai mare de persoane să afle despre aceste videouri și în câteva secunde după intro ne reîntoarcem. Ok, și acum că ne-am întors, hai să simplificăm pe cât posibil acest proces, pentru că până la urmă, cu orice lucru pe care îl facem, simplitatea este cheia. Așa că hai să începem cu primul lucru de care trebuie să ținem cont atunci când ne creștem averea și acela ar fi venitul. Pentru că dacă nu avem un venit, atunci nu avem de unde să adăugăm la valoarea noastră. După aceea, hai să ne uităm la al doilea aspect de aici și acela ar fi cheltuieli și o să venim cu un exemplu destul de rapid pentru că practic și eu mă gândesc la acest proces destul de des și cum pot să eficientizez fiecare arie. Și dacă scădem din venit cheltuielile, rămânem până la urmă cu numărul 3, economii. Ok, și abia acum lucrurile devin interesante, pentru că dacă venitul ar fi egal cu cheltuielile, atunci n-am mai avea nicio economie și nu am putea să mai discutăm despre averea netă sau despre active. Așa că hai să trecem acum la al patrulea lucru de aici și acela ar fi active. 5 hours later. Ok, nu vrei să știi de câte ori am făcut cercul ăsta, însă am tăiat părțile acelea din video. Și hai să ne gândim și la următorul lucru. La faptul că aici poate deținem acțiuni într-o companie precum poate Tesla sau o altă companie care nu oferă un dividend. E bine, în cel mai multe cazuri am vrea să avem și active care ne oferă un venit pasiv, un venit pasiv tangibil. În cel mai multe cazuri știm că este vorba despre dividende. Ok, și acum că avem procesul, hai să ne uităm la un exemplu. Pentru că, practic, fiecare dintre noi, eu,
tu, toți suntem un exemplu, adică toți avem niște numere sau ideal avem niște numere chiar și aici, la pasul 45. Însă, hai să venim cu un exemplu aleatoriu, nu o să folosesc vârsta aici, ci doar un exemplu, o să ne gândim că cineva în anul 1, când a început să calculeze aceste lucruri, avea un venit de cam 1000 de dolari, deci chiar puțin sub venitul mediu net în România. Îi folosesc intenționat acest număr ca să ne gândim după aceea și cum putem să avem numere îmbunătățite. Și după aceea cheltuielile să spunem că ar fi undeva la un 800 de dolari, pentru că ideal nu cheltuim chiar exact cât producem. Și asta ar însemna că am avea economii de cam 200 de dolari. Și cineva care economisește cam 200 de dolari, să spunem că și-ar permite să investească măcar 100 de dolari și dacă i-ar investi într-o acțiune care oferă un dividend sau chiar și în S&P 500, ne putem aștepta oricând la un randament de cam 5-10%, însă hai să ne gândim că este un REIT care oferă cam un 5%, destul de stabil, ceea ce ar însemna că dacă am primit un 5%, ar însemna un 5 dolari, aici desigur vorbim pe lună, și dacă am analiza, ar însemna 1,2000, adică 1200 de dolari și ca și venit pasiv ar însemna 60 de dolari pe an. Deci destul de puțin. Și chiar și cu aceste numere ar spune că multe persoane ar putea să aibă un venit pasiv atunci când se pensionează, mai mare decât o pensie. Însă, hai să fim ceva mai ambițioși, nu de alta, dar chiar și pe Telegram am postat această întrebare, cât câștigă cam fiecare, știu că nu toată lumea este din România, însă am avut cam 30% să spunem în jurul acestei sume sau mai puțin, dar avem și cam 10-20% din persoane care câștigă peste 5.000 de dolari. Desigur, s-ar putea să fie vorba despre străinătate. Însă, hai să ne gândim că ne interesează să ne creștem venitul și o să vorbesc imediat și cum am putea să o facem. Însă, dacă ne gândim la acest exemplu, că în anul 2, în anul 3, în anul 4, pentru că 4 ani este o perioadă destul de lungă, ne-am crește venitul, e adevărat că aici pare puțin ambițios, dar rezist aici cu mine ca să spun și cum am putea să ajungem la un venit mai mare, pentru că aceste numere nu sunt chiar extraordinare. Adică dacă ne uităm la venitul mediu în foarte multe țări, acesta nu este extraordinar. Adică dacă te uiți în Germania, este pe la un 4.000, deși vorbim de brut, dar un 3.000 de euro tot este posibil. Și după aceea, în anul 4, să spunem că o să crească acest număr chiar la un 3.000. Ok, pare foarte ambițios, nu? O să explic imediat de ce, pentru că aceste numere nu sunt ieșite din comun. Adică într-o perioadă de 4 ani, în ziua de azi, vorbesc în 2024, acum când avem AI-ul, acum când avem online-ul, aceste numere chiar sunt, a spune, acolo, mediocre. Și o să mă reîntorc imediat la venit, dar mai întâi să ne gândim că în 4 ani de acum am fi la un 3.000. Și dacă am fi la acest 3.000, desigur, poate deja e mai mult, poate e mai puțin, asta mai puțin important, acum vreau să ne uităm la exemplu, după aceea, cheltuielile ar fi, să spunem, undeva la un 1.500. Adică chiar și eu personal nu cheltui mai mult de 1.500-2.000 în majoritatea cazurilor. Adică se poate trăi destul de ok cu acești bani. Ceea ce ar însemna că economiile ar fi undeva pe la un 1.500 și hai să ne gândim că aproximativ 1.000 de dolari sunt investiți, ceea ce ar însemna 12.000 pe lună. Și dacă am continuat cu acest exemplu, aici în loc de acești 5 dolari pe lună am avea cam 50 de dolari pe lună și 600 de dolari venit pasiv pe an. Și după aceea, dacă facem calculul aici, să spunem, pe o perioadă de 20 de ani, pentru că 20 de ani este chiar jumate din cât lucrează ca majoritatea persoanelor pentru a se pensiona, am ajunge doar din investițiile noastre, fără să luăm în considerare randamentele. Am ajunge, deci aici mulți cu 10 ar da 120.000 și dacă am mulți cu 20 am avea 240.000. Și chiar dacă am fi foarte defensiv și am avea cam un 5% pe an, tot ni s-ar dubla banii în cam 20 de ani. Ceea ce ar însemna că cel mai probabil activele noastre ar fi cel puțin la un aproximativ 500.000 și după aceea aici, dacă nu ar crește deloc aceste dividende, ceea ce e foarte puțin probabil, dacă am înmulțit aici cu 10 am avea cam
6.000 și după aceea dacă am înmulțit cu 20 am avea un 12.000 pe an. Și asta fără să luăm în considerare că o să ne crească și dividendele, mai ales dacă investim în ceva care cât de cât bate inflația, adică chiar și multe REIT-uri au creșterea dividendului mai mare decât inflația, dar nu intrăm acum în detalii, avem alte videouri pentru asta. Însă, hai să ne reîntoarcem aici, pentru că până la urmă majoritatea persoanelor sau multe persoane, noi incluși, avem probleme fie cu venitul, fie cu cheltuielile, pentru că dacă nu trecem de pasul 1 sau 2, nu ajungem aici. Vedem, dacă ajungem în punctul în care economisim o anumită sumă de bani, după aceea calculele pe termen lung nu sunt extrem de grele. Așa că hai să ne reîntoarcem aici, pentru că știm că problemele de obicei apar la început. Și o să ne reîntoarcem, de exemplu, aici, la persoana care poate acum câștigă $1000 și în acest moment ar pune, să spunem, cam $200 pe lună, deci maxim un 900-1000 de RON. Însă, motivul principal pentru care am scos aici în evidență acest $100 doar din 200 este că, în cei mai multe cazuri, ar trebui ca o parte să îi reinvestim aici. Și de ce spun asta? Simplu, pentru că este foarte ciudat, dar dacă ne uităm la foarte mulți copii de 14 ani, 15 ani, 16 ani, 18 ani, 19 ani, 20 de ani, cei care se duc la facultate plătesc mult mai mult, aceștia fac pregătiri. Personal, am mai făcut și eu pregătiri când aveam 12-14 ani și după aceea cred că nici n-am mai avut bani, nu degeaba am rămas repetent, dar chiar și în acest moment investesc în mine. Adică e foarte ciudat să te gândești că nu ai putea să investești $100 pe lună în tine. Pentru că dacă te uiți la majoritatea persoanelor care își cresc venitul în modul acesta, în cele mai multe cazuri investesc fie bani, fie timp. Dacă le investim pe amândouă, este aproape imposibil să nu ne creștem venitul. Și aici trebuie să ne facem singur calculele, adică nu pot să-ți vin cu recomandări unde se investește acei bani, pentru că ai putea în cursuri, în coaching, în cărți, sunt foarte multe moduri în ziua de azi. Sau nici nu trebuie să investești bani de multe ori. Trebuie doar să investești timp în a învăța lucruri noi, însă de obicei este mai ușor în acest mod, adică dacă te gândești la profesori, nu degeaba oferă meditații studenților, pentru că chiar și noi, dacă avem peste 18 ani, 25 de ani, pentru că majoritatea de pe acest canal au peste 25 de ani, e extrem de ciudat dacă ne gândim logic, de ce nu am mai investit după 25 de ani în noi, dar am investit când aveam 12, 14, 18, 20 de ani. Și nu o să bat acum moneda pe sistemul actual de învățământ și pe faptul că în cele mai multe cazuri multe persoane nu mai reinvestesc în ei exact când contează cel mai mult. Însă, practic, cam acesta este secretul pentru a continua să crești din punct de vedere al venitului. Pentru că ține de două lucruri. Ține de abilități și ține de mindset. Și hai să îți ofer un exemplu. În acest moment, pot să vorbesc de mine. Dacă ne gândim la faptul că în acest moment creez conținut în română, gândește, dacă aș crea același conținut în engleză, ar fi șansele mai mari să am un venit ceva mai mare? Pentru că, dacă ne gândim logic, e clar, câți români există? 20 de milioane. După aceea, dacă ne gândim câți sunt interesați în investiții, un număr și mai mic. Dar, după aceea, dacă ne gândim în engleză cât de mare este lumea, e bine, nu este doar de 10 ori, este de vreo 100 de ori mai mare când ne gândim la câte persoane vorbesc engleză. Dar putem să ne gândim și la alte exemple, precum o persoană care, să spunem, vinde. O persoană care vinde, în principal, trebuie să comunice. Și hai să ne gândim doar în română. În România avem persoane care vând și câștigă chiar și 1000 de RON, poate 2000 de RON, pentru că vând lucruri care au o valoare mică. Dar sunt și persoane care pot să facă 10.000 de RON, 20.000 de RON, 50.000 de RON. Aici ține și de valoarea lucrurilor vândute, dar și de cantitatea vândută. Însă, dacă este să concluzionăm și să dăm zoom out aici, până la urmă cam acesta este procesul prin care putem de la an la an să ne creștem averea. Trebuie în primul rând ori să ne creștem venitul, dar să ajungem și la un nivel prin care putem să investim destul, pentru că una este să investești $100, alta este să investești $1000. Până la urmă, asta este posibil pentru oricine, pentru că cunosc destule persoane care de la 25 la 30 de ani au încercat foarte multe lucruri, din simplu motiv că poate un lucru nu le aducea bani, nu le-a plăcut, însă trebuie încercat până când intrăm și în
zona care ne place sau zona unde găsim mixul între a face bani, dar cât de cât să ne și placă acel lucru. Și până la urmă aici depinde de fiecare la ce nivel vrea să ajungă, adică pentru Elon Musk aceste numere sunt apă de ploaie. Dar desigur, probabil majoritatea dintre noi nu suntem Elon Musk, nu luăm atât de mult risc, nu lucrăm atât de mult și nu ne concentrăm pe probleme care nu au mai fost rezolvate de nimeni altcineva în trecut. Majoritatea dintre noi facem ceva ce a mai fost făcut de cineva, ceea ce înseamnă că putem să învățăm și să devenim mai buni la acel lucru. Fie că suntem plătit cât mai mult în domeniul nostru din simplu motiv că suntem destul de buni, am câștigat experiență cu timpul, ne-am dezvoltat, am investit în noi sau pur și simplu datorită volumului. Adică dacă lucrezi undeva pentru a aduce valoare, 10 ore pe zi, 7 zile pe săptămână, e bine, nu e de mirare că o să ajungi la numere destul de mari. Ok, și cu asta încheiem cu filmarea aici de pe tabletă. Acest video a fost oarecum un mix între educație, inspirație și motivație, pentru că până la urmă e nevoie de toate trei. Adică, dacă ai intrat într-un domeniu unde există o limită, normal că există o limită, logic. Dar dacă ai motivație, inspirație, avem destule exemple de persoane care au încercat să găsească ori o altă metodă de a face bani, ori încet încet de a învăța lucruri noi. De exemplu, menționez foarte des vânzările ca un domeniu, deși nu sunt neapărat prea bun la asta, adică probabil ar fi mai multe persoane care s-ar uita la aceste videouri dacă aș vinde ceva mai bine ideile, dar acela este un domeniu unde practic ești plătit în funcție de cât de bun ești. Adică nu există o super reputație în spate și așa mai departe. Dacă nu ești eficient în anul 20, degeaba ai avut alți 19 ani în urmă în care ai fost eficient. Vine și cu avantaje și dezavantaje. De aceea nu toată lumea intră în vânzări. Însă, cu asta încheiem. Pentru acest video am vrut să ne uităm la proces, pentru că acesta nu se va schimba. Nu se va schimba 5 ani de acum, 10 ani de acum, 20 de ani de acum. Însă, între timp, putem să îl îmbunătățim cât mai mult cu aceste numere și pe cât posibil să avem numerele pe care ni le dorim. Însă, cu asta încheiem pentru acest video. Dacă ți-a plăcut, nu uita să lași un like. Dacă nu ai apăsat deja pe buton de subscribe, dar mai ales nu ai dat pe clopoțelul de lângă pentru a primi o notificare imediat ce scot un alt video, o poți face în acest moment și până data viitoare îți urez toate cele bune. Fie că e vorba de investiții sau de orice altceva.